locul unde se face auzită vocea ta, prezintă dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultimă oră din România și întreaga lume. Website voceacreștinilor.com. Informații utile din lumea creștină. Vocea creștinilor. Vă spunem bună seara și pace Domnului. Ne bucurăm să fim din nou împreună în această zi de vineri 10 februarie. O zi în care, după cum v-am anunțat încă de zile trecute, de fapt de ieri că alaltieri contul Vocea Creștină a fost închis, cei mai mulți dintre dumneavoastră vă mulțumim pentru aprecierile voastre, pentru încurajările voastre. Iată că Dumnezeu a dat biruință. După numai puțin nici o zi, 24 de ore, canalul a fost închis. După 2 ani de emisiuni, 2 ani de dialoguri și activitatea aici pe canalul nostru. Iată că cel rău a vrut să distrugă acest canal. De fapt nu este un canal, până la urmă este o platformă care ajută comunitatea creștină din toată lumea, comunitatea evanghelică, neoprotestantă, să transmită mesajul până mai departe, până la marginile pământului. Și pentru un moment am fost întristați, pentru că pe canalul nostru Vocea Creștină a intrat un hacker. Se pare că a fost din zona Oradea. Trebuie să vă spun asta și să vă mărturisim că a intrat printr-un coleg de-al nostru și i-a distrus contul, a intrat pe platforma Vocea Creștinilor și a fost închis, cei de la YouTube ne-a închis platforma datorită faptului că acel hacker a postat un video compromițător cu Elon Musk și așa mai departe. La chestia asta YouTube o trebuie să restricționeze canalul și pentru ca să poată fi deschis trebuia să așteptăm 8 zile. În noaptea de miercuri, marți spre miercuri, am sesizat YouTube, i-am spus că au fost hackeri, au intrat pe el și după nici 24 de ore YouTube a constatat că de fapt a fost hacker, ne-a deschis din nou YouTube-ul, strike-ul ne-a retras și iată că putem fi din nou în direct și să ne continuăm activitatea pe Vocea Creștină. În această seară avem doi frați păstori minunați, l-avem pe fratele păstor Dr. Lazar Gog din Statele Unite și pe fratele păstor Dr. Florin Antoni. Mă bucur că sunteți alături de noi, din nou. Și noi ne bucurăm să fim împreună. Yeah. Amin, Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-a rugat, am fost trist pentru o bucată de timp, dar Dumnezeu a transformat-o în bucurie, că mă gândeam că o săptămână ce aș putea face fără voi, fără comunitatea creștinilor, fără să putem să fim. M-am obișnuit cu dumneavoastră, m-am obișnuit cu acest public minunat care de fiecare dată este alături de noi, ne susține și împreună învățăm lucrurile care sunt importante pentru noi și anume veșnicia, mântuirea noastră care s-o ducem până la capăt, până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că spuneți-ne de unde ne urmăriți, din ce stat, din ce națiune, de pe ce continent și vrem să aflăm. În această seară nu avem o temă specifică, însă vă facem cadou o seară în care să vă răspundă invitații noștri la întrebările dumneavoastră, selectăm întrebările alături de colegii mei din redacție care o să trimită întrebările și aveți posibilitatea să discutăm pe mai multe lucruri și totodată legat de conferința care ne stă în față. Îi avem pe amândoi frați pe data de 25-26 conferința de la Arad, care va fi aici prima conferință Vocea Creștinilor. Vă așteptăm, dacă încă nu te-ai decis, mai ai timp să în această seară, zilele acestea, să-ți faci înscrierea pe voceacreștinilor.com la conferință. Îți faci înregistrarea și te așteptăm. E binevenit în mijlocul nostru la o părtășie minunată și unică. Așa că aș vrea că în această seară să mergem pe întrebările voastre, pe dorințele voastre, dacă aveți întrebări pentru frați, dorințe care, poate întrebări care de-a lungul timpului nu ați găsit răspuns sau probabil că ați mai întrebat și nu s-a răspuns aici pe canal. Încercați și în această seară și sperăm, nădăjduim că putem să răspundem la cât mai mulți. Fraților, aș vrea să mergem, nu înainte de a începe, să rostim și o rugăciune, că Dumnezeu să ne dea înțelepciune.
în ceea ce facem în această seară, înțelepciunea a vorbi, în a răspunde, în a da sfaturi dumnezeiești până la urmă. Frate Lazar, este emisiunea dumneavoastră, începeți cu rugăciune. Binecuvântat să fii Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fii Iisuse, Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Binecuvântat să fii Duhule Sfinte, Dumnezeul și Mângâitorul nostru. Ne plecăm în fața Ta, Dumnezeule Trinitar, cinstindu-Te pe Tine pentru harul de care ne-ai făcut și nouă parte să cunoaștem mântuirea Ta, Doamne Dumnezeule, și să putem să fim lucrătorii Tăi, lucrătorii împreună cu Tine. Și în dimineața aceasta aici în California și seara aceasta în România și în Europa, mărturisim că depindem de Tine, Doamne, în toate lucrurile, inclusiv de această emisiune în care Te rugăm, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt care să ne activeze memoria asupra cuvântului Tău, să ne dea o ungere sfântă, să putem să rostim cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, de așa manieră încât să poată să fie primit de orice cuget omenesc. Mă rog pentru fratele Ciprian, Doamne, și misiunea lui și mă rog, Doamne Dumnezeule, împotriva tuturor acelora care vor să nimicească o emisiune ca aceasta, nu împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor care stau în spatele acestor gânduri, Doamne. Sunt duhuri rele pe care le mustrăm în numele Tău și le trimitem în autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos în adânc, înainte de vreme. Mă rog pentru fratele Florin Antonie și pentru slujirea lui înaintea Ta și mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru părtășia noastră în această zi de emisiune. De asemenea, Te rog să binecuvintezi pe cei ce ne ajută, Doamne, și ne asistă tehnic la transmisie. Și în fiecare casă unde intră mesajul acesta, Doamne Dumnezeule, binecuvântă casa aceea cu mântuirea Ta și cu binecuvântarea prezenței Tale divine. Toate lucrurile Ți le cerem în numele Domnului Iisus, nume în care, Doamne, ne punem la dispoziția Ta și Îți mulțumim că Tu aperi lucrarea Ta. Amin. Amin. Așa că în momentele următoare am putea începe cu câteva întrebări care deja ne-au venit și pe parcurs o să vă pun și eu câteva întrebări care le-am considerat că ar trebui să le discutăm în această emisiune. Și anume despre, sunt de-a lungul timpului, frați păstori, ați spus anumite lucruri care cu siguranță ați dat explicație pe anumite teme. Însă au fost și oameni, nu știu dacă binevoitori sau nevoitori, să rupă anumite bucăți din video, să le expună pe Facebook sau pe YouTube. Și practic oamenii, întreaga comunitate a Vocea Creștină sau comunitatea creștină din România și din toată lumea, să înțeleagă doar o mică parte din adevăr. Și în această seară o să vă pun două, trei întrebări la fiecare pe anumite video care circulă de-a lungul timpului sau cel puțin în ultimii ani, datorită internetului, au circulat pe internet și am vrea ca dumneavoastră să fim în această seară deschiși la a răspunde la niște întrebări cum țin, ce țin de teologie sau anumite întrebări care dumneavoastră le-ați discutat de-a lungul timpului. Așa că mergem cu câteva întrebări care deja vin de la ascultătorii noștri și o să luăm de la Ina Gusuvaiți, cred că întrebare, suntem conștienți că împărăția lui Dumnezeu mai puțin. Nu este o întrebare aceasta, mai cătăm puțin încă una. Rog editorii și moderatorii să-mi trimită întrebările bune în această seară, să aibă sens ceea ce întrebările, ca să nu ne chinuim noi. Petrico Ovidiu, pomul vieții din grădina Edenului era un pom literal sau și pomul în care a mâncat Adam și Eva? Frate Lazar. Ea era un pom literal. Dacă avea puterea aceasta să dea viață eternă, nu putem să fim dogmatici în afirmație, însă ceea ce putem să spunem cu dogmatism este că pomul acela a fost desemnat pentru scopul acesta.
dacă mănâncă din el, va trăi veșnic. Sau dacă mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului, va ajunge să cunoască. Au fost desemnați pentru scopul acesta și dacă Domnul desemnează pentru scopul acesta, îl poți numi pomul vieții. Este pomul vieții, literal. Da. Sigur, frate Florin. Păi, completând la ceea ce a spus prietenul nostru, doctorul Lazar Goc, mai devreme, dinamica îndepărtării omului, una dintre ele, al îndepărtării omului din Eden, tocmai aceasta a fost, ca nu cumva să mănânce și să trăiască veșnic, nu omul, mare atenție aici, ci păcatul care era în om. Nu uitați că în momentul în care, cel rău s-a infiltrat și l-a înșelat pe Adam și Eva, în momentul respectiv, dinamica păcatului practic a schimbat balanța de încredere a omului. Ei l-au crezut pe Satana și l-au considerat mincinos pe Dumnezeu. Din acel moment, păcatul fiind infiltrat în om, păcatul ar fi trăit veșnic. Și atunci Dumnezeu a trebuit să-l separe, repet, nu omul, ci păcatul, să fie sigilat și cumva depărtat de pomul acela. Eu cred că era, așa cum a spus și doctorul Gog mai devreme, cred că era vorba de un copac, de un pom, literalmente, așa cum a fost și pomul cunoștinței binelui și răului. Și pe lângă lucrul acesta, aduceți-vă aminte că Ioan l-a văzut în momentul în care a fost răpit în cer, l-a văzut acolo în ceruri. Da. Mergem mai departe de la fratele Costele Ontică, pace ca și slujitori în diaspora, cum simțiți că este primită și privită conferința de la RAD de către colegii dumneavoastră din țară? Punem mai la sfârșit această întrebare, că o să avem și o... S-ar putea, eu cred că este o opinie împărțită. Parte din slujitori cred că se bucură de lucrul acesta pentru că probabil au idei cu care să înnoiască viața spirituală a bisericilor evanghelice din România, dar nu au suportul acesta și nu au îndrăzneala aceasta datorită anumitor comentarii și tendințe de ultraconservatism care există în multe biserici și care nu duce întotdeauna la cea mai bună viață spirituală. Și atunci evenimente de felul acesta îi ajută să se desprindă și ei și să ia curajul ca să poată să facă ceea ce este bine și bun înaintea Domnului. Oricum, conferința este un lucru foarte bun și un eveniment de care va beneficia Biserica lui Hristos. Nu este un eveniment împotriva Bisericii lui Hristos. Va beneficia Biserica lui Hristos. Pe de altă parte, însă, sunt lucrător, de ce să nu recunoaștem lucrul acesta, care din nefericire manifestă rezerve și chiar acțiuni poate de oprire a evenimentului, niciodată nu o să spună motivul real sau dacă vor crea un motiv anume de protecție a bisericii, protecție la ce? Să nu învețe biserica cuvântul Domnului și să nu învețe pocăință și să nu învețe frică de Dumnezeu, noi nu predicăm altceva. Noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Mesajul nostru nu este baptismul sau penticostalismul. Mesajul nostru este Iisus Hristos. Cu aceasta venim la Arad, nu venim cu altceva. Și de aceea este o notă de gelozie probabil în inima unor slujitori. Ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le schimbe inima și mintea și vrem să-i asigurăm de tot respectul nostru pentru comunitatea evanghelică din România. Noi nu venim să tulburăm, noi venim să lucrăm alături de dumneavoastră la zidirea trupului lui Hristos. Frate Florin, sunt într-adevăr în asentimentul prietenului meu, doctorul Lazar Gog. Cred și sunt ferm convins din informațiile pe care le am că marea, vasta majoritate a lucrătorilor evanghelici abia așteaptă să vină la, și să fie în funcțiune această conferință. Dar acum, din punct de vedere al modului în care funcționează o societate, trebuie să înțelegem cu toții faptul că întotdeauna o minoritate vocală va lăsa impresia că aceasta este opinia sau acesta este trendul pe care societatea respectivă îl primește sau funcționează împreună cu el.
sunt în asentimentul fratelui Lazar. Știu că sunt oameni care abia așteaptă să se întâmple lucrul acesta, lucrători sau enoriași, dar știu că sunt și oameni care fără aparent a avea un argument. N-am auzit până acum argumente din partea celor care se opun. Cel mai probabil este într-adevăr din gelozie sau din invidie, pentru că argumente pertinente nu au fost și nu există. Și când vorbesc despre argumente pertinente, vorbesc despre ceva probabil, palpabil, dar trebuie să reiterăm exact ceea ce am auzit mai devreme și să o spunem răspicat. Noi nu venim să promovăm altceva decât pe Domnul Iisus Hristos și acesta răstignit. Și când vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu, vorbesc despre cea de-a doua persoană din Trinitate, vorbesc despre așadar Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos și acesta răstignit. Pe El îl propovăduim, pe El încercăm să-L prezentăm bisericii. Și într-adevăr încercăm să tragem niște semnale de alarmă cu privire la anumite problematici care țin de societatea contemporană în care, că ne place sau nu ne place, că acceptăm sau nu acceptăm, că vrem să primim sau nu vrem să primim, trăim acolo și va trebui să ne cumva sincronizăm nu doar cunoștința, dar și strategia de abordare a vieții în funcție de toate acestea. Pentru că, vedeți voi, iată, una din tematicile discutate. Mecanismele acestea ale social media, despre care am să vorbesc extensiv, vedeți cum au cuprins pe toți. Iată, fiecare dintre voi urmăriți acum fie la laptop, fie la telefon, fie la tabletă, fie pe televizor. Toate acestea vă dau posibilități neîntâlnite acum 10, 20, 30 de ani, dar în același timp aduc cu ele și anumite riscuri, pentru că orice persoană neavizată poate să producă o predică foarte bine produsă din punct de vedere tehnic, calitativ, așadar, ca și metodă de lucru, dar totalmente lipsită de calitate din punct de vedere al mesajului în sine. Și vă poate induce în eroare. De aceea este fundamental să înțelegem și riscurile, dar și beneficiile. Cât privește oamenii care sunt împotrivitori, nu am auzit până acum un argument pertinent. Să ni se spună, domnule, uite, suntem împotrivă pentru că aici este problema. De obicei, dacă sunteți foarte atenți, criticii, eu numesc așa, sunt critici pozitivi, e o critică pozitivă unde oamenii încearcă să te ajute să crești și este o critică destructivă în care oamenii critică doar ca să te lovească. Veți vedea diferența dintre ele pentru că atunci când este o critică destructivă nu are argument. Nu va putea da niciodată un argument. Acești oameni întotdeauna vor fugi de o confruntare directă, nu vor vrea un dialog, vor rămâne tot timpul undeva izolați într-un ungher, dintr-o încăpere și vor arunca sau profera lucruri rele și nepotrivite, dar de la distanță. Și adesea se vor folosi de niște tehnici în care vorbesc cuvinte pompoase, greu accesibile pentru opinia de rând, astfel încât să îi impresioneze cumva și în același timp vor folosi lucruri generale. De aceea, cred însă că marea majoritate și din informațiile noastre, marea majoritate este cu noi. N-avem decât să ne rugăm pentru minoritatea care vrea să facă poate lucruri rele, fie că înțelege ce face, fie poate din prea mult zel sau dârzenie din aceasta, dar ne rugăm pentru ei și poate că Domnul le va schimba și lor inima. Cu siguranță. Le aducem aminte cuvântul Domnului care spune: nu te socoti singur înțelept. Corect. Bazează-te pe înțelepciunea lui Dumnezeu și mai ales pe un spirit de pocăință. Asta va rezolva relațiile noastre particulare și generale. Da. Să știi, Ciprian, apropo de lucrul acesta, există am fost invitat în Parlamentul Britanic acum două sau trei, pe 24 ianuarie, chiar pe 24 ianuarie. Am avut acolo o întâlnire cu unii dintre membrii Parlamentului și colegii de-ai noștri de aici și am rămas plăcut surprins de modul de lucru din Parlamentul Britanic. Să știi că și atunci când sunt în opoziție unii față de alții,
Ei își vorbesc să fie respectuoși. Sunt foarte respectuoși. Întotdeauna ei atacă problema, ideea, niciodată persoana. Întotdeauna problema sau ideea va fi considerată, eu știu, nepotrivită, atacabilă, nefondată, o idee proastă, dar niciodată persoana nu va fi altceva decât onorabilă. De aceea cred că și noi, evanghelicii români, va trebui să adoptăm această, indiferent de preferințele noastre sau de coloratura doctrinară, noi trebuie să fim onorabili unii cu alții, pentru că așa ne vrea Domnul Iisus. Așa. Le reamintim tuturor a cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care a spus această, a făcut această afirmație surprinzătoare. Fiii veacului acestuia, fiii lumii, sunt mai inteligenți decât fiii luminii în anumite decizii. Pentru că știu să discute civilizat, știu să discute respectuos, așa cum ați spus, doctor Antonie, respecti persoana în ce privește opinia, îți pui argumentul și dacă argumentul stă în picioare, ok, ne schimbăm și noi, dacă nu stă în picioare, trebuie să te schimbi tu. Corect. Sigur, corect. Dacă cu această ocazie am să-și amintesc, dacă sunt frați păstori, doar păstori, frați, care doresc să intre cu o întrebare, să pună o întrebare, vă rugăm să ne scrieți pe numărul de redacție și o să, sau vă putem suna cu telefonul, puneți întrebarea, veți aștepta răspunsul de la frații păstori și pe urmă vom chea convorbirea. Deci dacă sunteți, vă rugăm să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de pe ecran 072-120-020, dar doar slujitori păstori, ne spuneți cine sunteți, numele, prenume, ce biserică slujiți, păstoriți și spuneți că aveți o întrebare. Scrieți întrebare și o să intrați în direct cu frații păstori. Vă mulțumim. Mergem mai departe la o întrebare care vine de la Mioara Dragoșin. Dacă vedeți întrebarea mea, aș dori opinia fraților în legătură cu cuvântul care spune că el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă focul? Vă mulțumesc. Da. Dacă îmi permiteți mie, frate Antonie, să intru primul la această întrebare. Popular, deci în mod popular, focul este considerat, botezul cu foc este considerat încercarea, problemele prin care trec oamenii. Nu este adevărat, nu este drept lucrul acesta, nu este biblic. Încercare este încercare, botezul cu foc este cu totul altceva. Fiind o lucrare a Domnului Iisus Hristos, care ne botează cu Duhul Sfânt și cu foc, botezul cu foc trebuie să fie o referință la zelul pe care Dumnezeu îl pune în inima noastră și încinge și aprinde convingerea noastră despre lucrarea Domnului Iisus Hristos și a Evangheliei și a Cuvântului Dumnezeu, încât chiar în împrejurările cele mai dificile din viață, zelul acela nu ne lasă să ne dăm înapoi din a sluji pe Domnul. Și am să vă dau un exemplu din Vechiul Testament și apoi sigur pot să vă spun și din Noul Testament, pentru că trebuie să fie și din Noul Testament. În Vechiul Testament, cel mai frumos exemplu îl avem în Ieremia. Aduceți-vă aminte că atunci când Ieremia a fost chemat în slujire profetică, Dumnezeu i-a făcut această promisiune. Încă din pântecile mamei te-am ales, te-am pus deoparte și te-am chemat. Vei fi gura mea pentru generația ta. Și spune, vei vorbi în fața împăraților, căpeteniilor, marilor, toate lucrurile. Și nimeni nu-ți va putea sta împotrivă. Însă, cine studiază cu atenție viața lui Ieremia, va observa următorul adevăr. Primii 20 de ani de activitate din viața lui Ieremia au fost ani de amărăciune, ani de persecuție și ani de amenințare chiar cu moartea și încă din partea preoților și a profeților contemporani cu el, a colegilor lui, cum avem noi, probabil unii păstori care ne-ar ajuta să mergem nu știu unde. Dar, mă rog, Domnul să-i binecuvinteze.
Și atunci, la un moment dat, când stai tot într-o stare de felul acesta de persecuție și tu ai promisiune că Domnul te ajută și Domnul te apără, auziți ce spune Ieremia în Ieremia 20, versetele 7 la 9. Cornilescu traduce așa: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Însă, pentru că avem aici și un evreu cu noi, pe doctorul Antonie, am să-i spun, dacă se uită în textul ebraic, la Ieremia 20 cu 7, și dacă vă uitați chiar într-un text, într-o traducere grecească, frate Florin, da, nu, într-o traducere englezească, pardon, veți vedea următorul lucru. Că ceea ce Cornilescu traduce, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, în ebraică scrie, m-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de tine. Așa scrie. Mm. Așa este. Acum, cum, înșală Dumnezeu? Nu. Ce vrea să zică? Deci acum îl punem pe Ieremia pe internet că el are doctrina că Dumnezeu înșală. Pentru că a spus lucrul acesta la un moment dat. Nu, Ieremia a avut percepția aceasta. Doamne, mi-ai promis că mă aperi și mi-ai zis că din pântecele mamei mi-ai pus deoparte și nimeni nu va putea sta împotrivă. Și de 20 de ani de zile, ori de câte ori îmi deschid gura, primesc pălmi, sunt aruncat în fântână cu nărmol, în închisoare, hrănit cu pâine și apa întristării, sunt batjocorit, mi se taie profețiile, sunt aruncat în foc. Eu mă simt înșelat. Este percepția lui, nu este lucrarea lui Dumnezeu. Corect. Percepția lui. Corect. Să nu confundăm percepție personală cu învățătura lui Dumnezeu. Și atunci Ieremia a făcut o hotărâre și a zis, știi ce, Doamne? De aici încolo, prorocească cine vrea pentru tine. Eu nu mai prorocesc. Eu nu te mai slujesc, nu te supăra, dar nu mi-ai arătat că ești cu mine. Și au tot ce spune, ce zice el. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric sâlnicie și apăsare. El a avut un mesaj greu pentru contemporanii lui. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocură toată ziua. Și acum versetul 9. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Dragii mei, ăsta este botezul cu foc. În ciuda persecuției, în ciuda necazului, în ciuda neîmplinirii, zelul pe care Duhul Sfânt ți l-a pus în inimă nu te lasă să dai înapoi din a sluji pe Domnul. Chiar dacă ți-ai propus să faci lucrul acesta, în clipa următoare Duhul Sfânt reactivează zelul acesta în tine și, cum zice Ieremia, am zis, nu mai fac nimic. În oasele mele e un foc care arde, mă mistuie și de drag pentru Domnul, cum va zice Habacuc. Ok, să nu mai avem boi în grajdă, grâu pe câmp, să vină asirieni și să facă toate nenorocirile, eu tot mă voi bucura în Domnul. Asta este zel, asta este foc. Iar în Noul Testament, focul, uitați-l, zelul, către Petru, o slujitoare. Tu ești galilean, tu ai fost cu el, eu, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă eu știu pe ăsta. Dar vine ziua cincizecimii, când Domnul i-a umplut și cu Duhul Sfânt și cu foc. I-a botezat și cu Duhul Sfânt și cu foc. Și în mijlocul oamenilor care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, Petru are zelul și zice, voi l-ați răstignit. Voi l-ați răstignit. Nu mai este frică de nimeni. Iar când literal îi se poruncește, după ce este scos din temniță și bătut, vă poruncim să nu mai vorbiți în numele acesta. Apostolul Petru, despre care, dacă citiți textul grecesc, acolo în textul grecesc este interesantă expresia. Spune că Sanhedrinul s-a uitat la ei și a
perceput că sunt oameni simpli, dar au umblat cu Dumnezeu. Expresia grecească este când zice oameni simpli, needucați, zice au perceput că sunt idioți, needucați, asta înseamnă în cazul de față. Și cum niște oameni needucați stau în fața lor și Petru cu zelul din inimă zice, domnilor, eu cred că este mai ok să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Pe voi vă ascultăm până în punctul păcatului. De acolo încolo puteți să vă dați peste cap. Duhul Sfânt din noi și convingerea noastră din partea Duhului Sfânt că Iisus este Mesia nu ne lasă să tăcem. Acesta este botez cu foc și botez cu Duhul Sfânt. Simplu explicat ca să înțeleagă, mă gândesc, toate cugetele. Poate doctorul Antonie are un argument în plus sau stă cu noi la... Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, frate Lazar, întru totul de acord cu dumneavoastră. Aș aduce doar o nuanță a evreilor care susțin în totalitate ceea ce ați spus mai devreme. Înainte de toate, nu uitați că în cultura evreiască focul a fost întotdeauna un simbol pe care evreii l-au folosit în analogiile lor ca să se gândească la curățire, să se gândească la judecată, dar la judecată în sensul în care să scoată ceea ce este bun din ceea ce este rău și să... Dar și focul este și prezența lui Dumnezeu cu ei. Prezența lui Dumnezeu, corect. Ia. Să scoată tot ceea ce este bun din mijlocul răutății și așa mai departe. Acum, vreau să vă aduceți aminte de următorul verset. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Acum, vă știți că în procesul acesta metalurgic, întotdeauna puritatea se obține prin topirea, prin trecerea materialului printr-o temperatură extremă, pentru că atunci când este topit, fiert, metalul dens va scoate, va respinge el însuși zgura în afară. Și poporul evreu întotdeauna s-a gândit la lucrul acesta, și anume, ei și-au închipuit legea ca un foc, legea fiind nimic altceva decât modalitatea prin care omul era purificat, era prezența lui Dumnezeu care venea în el. Acum, noi știm că în Noul Testament am fost botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. De ce? Pentru că dacă vă uitați exact pe aceeași idee pe care doctorul Lazar Gog a exprimat-o mai devreme, Duhul Sfânt când vine, el ajută pe om să înțeleagă unde greșește, să judece așadar lucrurile acestea, să-l împingă către corectarea necesară, iar apoi să îl țină separat, să-l ajute să se sfințească. Vedeți voi, interesant că cincizecimea este momentul în care în legea veche se sărbătorea coborârea la muntele Sinai a legii. Și vă aduceți aminte, a venit exact în același fel, cu un huruit puternic, oamenii nici nu se puteau apropia de munte, a coborât cu tunete, cu fulgere, cu foc, cu fum, cu pucioasă. E, când a venit la Ierusalim, s-a întâmplat exact același lucru și a fost un simbol pentru ei, și anume faptul că de aici înainte Duhul Sfânt preia prerogativele vechii legi și le-a făcut un upgrade. Legea veche practic a fost abrogată și a venit legea Harului prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care era împreună cu împuternicitorul, cu apostilatorul, sau aș spune eu, cel care avea în mână posibilitatea legală. Și ca să închei exact aceeași idee pe care fratele Lazar a spus-o, așadar focul ca și reprezentant în cultura evrească, în Vechiul Testament, rescris apoi în Noul Testament, însemna pe de o parte sfințirea, punerea deoparte și apoi focul acela lăuntric care te va împinge pe partea bună sau spre partea sfințeniei lui Dumnezeu. Vedeți, pe de o parte aveți judecata firii pământești prin Duhul Sfânt, apoi zelul acesta care te împinge tot mai departe. Și este o analogie frumoasă cu acel rug care nu se mistuia niciodată. Vedeți? Prezența lui Dumnezeu înseamnă întotdeauna această puritate efectivă, pentru că asta era simbolul pe care vechii evrei îl aveau. Nu poate să existe nimic acolo unde este foc, pentru că totul este purificat și totul este întotdeauna într-o natură nouă, într-o natură corectă, într-o natură pură. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Lazar. Am vrut să aduc doar așa o imagine care să completeze ceea ce ați spus atât de frumos mai devreme.
Ăsta este scopul nostru, să ne ajutăm, să ne complementăm, să completăm unii pe alții, pentru că nimeni dintre noi, vrem să știe ascultătorii noștri, niciunul dintre noi trei, ce puțin că suntem aici, nu avem pretenția că știm toate lucrurile. Absolut. Și că putem să vă dăm dumneavoastră toate răspunsurile, nu. Revin la ce a spus Apostolul Pavel, acesta este crezul meu, din 1 Corinteni 13, cunoaștem în parte. Exact. Și vorbim în parte. Ia. O întrebare care vine de la Richard. Ce părere aveți despre cutremurile din Turcia și Siria? Frate Lazar. Pe măsură ce vedem mai multe cutremure și intensitatea lor crește, este un semn că ne apropiem tot mai mult de actul culminant al venirii a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. A spus-o El. Pe alocurea vor fi cutremure și iată că de data aceasta a fost acest cutremur devastator în această zonă. Peste 21.000 de oameni morți. Este o pierdere imensă. Ce să mai zicem de cei care sunt homeless la ora aceasta și stau în frigul care a venit pentru că a început să ningă și în Turcia, în multe zone, cel puțin în nord. Este un semn care ne spune cel puțin două lucruri. Unu, că noi trebuie să ne pocăim pentru că în fiecare moment putem pleca de pe pământul acesta. Un cutremur a luat viața la clipeala ochiului, la atâtea zeci de mii de oameni. Și întrebarea este, cum pleci? Cum pleci? Dacă ești ok cu Domnul și dacă ai murit așa de tragic, ai plecat bine. Că nu semnează că a fi ok, adică în pace cu Dumnezeu, prin pocăință, prin credința în Domnul Iisus Hristos, nu semnează că vei muri, ai garanția că vei muri o moarte liniștită. Și nici faptul că mori o moarte praznică sau așa, cum a fost cu tremurul, asta nu spune că a fost mânia lui Dumnezeu numai pentru oamenii aceștia care au murit. Iisus Hristos vorbea despre contemporanii lui, nu numai cei de la Siloam puteau să piară așa, puteau să piară ori și cine. Apostolii Domnului, 12, afară de Ioan, toți au murit morți năprasnice, nu? Omorâți, spânzurați, tăiați în două, făcuți țintă pentru săgeți, pentru lănci. Au murit morți groaznice. Dacă citim Evrei 11 în lista celor care sunt eroii credinței, te îngrozești când citești acolo condițiile prin care au trecut și prin care au murit. Deci trebuie să fim echilibrați în doctrinile pe care le facem cu privire la o moarte de felul acesta. Dar esența este că indiferent cum ne găsește moartea, moartea trebuie să ne găsească în credință. Eu mereu la serviciile de mormântare le amintesc celor care au rămas în urmă și mi-amintesc mie care predic în clipa aceea cuvântul din Evrei 11:13 care zice în credință au murit toți aceștia. Și apoi fac o paranteză și spun, cred că ați auzit bine, ei au murit în credință, nu credința a murit în ei. Ei au murit în credință. Necazul trebuie să ne găsească în credință. Asta este primul lucru. Și al doilea, dacă învățăm de la ce se întâmplă în jurul nostru, nu că facem o exegeză biblică după ziar și după știri, dar dacă citim în cuvântul Domnului și vedem ce se întâmplă în jurul nostru, corespunde cu cuvântul Domnului, însemnează că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Deci aceasta este ceea ce trebuie să învățăm despre cutremurul acesta. Și apoi, bineînțeles, dacă vreți, un al treilea lucru este ori fie ei musulmani, ori fie ei de altă natură, dar nu uitați că Domnul a murit pentru toată lumea și ei au dreptul la mântuire și de aceea trebuie să ne rugăm pentru mântuirea celor ce au rămas în urmă și dacă ne dă mâna și puterea să le întindem o mână de ajutor și să le trimitem o bucată de pâine, faceți-o cu bucurie pentru că aceasta înseamnă că Iisus Hristos trăiește în noi. Frate Florin,
Să știți că din punctul de vedere al evenimentelor care se întâmplă acum, nu fac altceva decât să-mi interesez și mai tare opinia biblică, nu a mea, este opinia Bibliei, și anume aceea care spune că generația care îl va vedea din nou rezidirea Sionului, și vă readuc aminte că pe 14 mai la Londra va fi o mare întâlnire la care, deși se ține la Biserica Genesis, sunt și eu invitat. Este prezentată acolo și moderată de către fratele Ciprian Luca. Acolo, împreună cu Baruch Corman și Amir Tsarfati, domniile lor au stabilit asta. Este ideea care a provenit original de la Love Israel România. Ei și-au dorit să fie o discuție între trei evrei în care să discutăm despre 75 de ani, cei 75 de ani de la reînființarea statului Israel. Cu alte cuvinte, așa cum spune prietenul nostru Amir Tsarfati, generația care a văzut reînființarea sau care a pornit din momentul reînființării lui Israel, a smochinului înfrunzit, se apropie de sfârșit. Cu alte cuvinte, Psalmul 102, când veți revedea rezidirea din nou a Sionului, 1967 de data aceasta, să știți că aceasta este generația Aharun. Aharun înseamnă ultima generație, iar Domnul Iisus Hristos a spus că în ultima generație vom distinge lucrurile acestea prin faptul că vor fi cu tremure, pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Faptul că Domnul Iisus Hristos a dat aceste semne, ne-a lăsat aceste semne, nu înseamnă că ne-a spus generalități. Dacă ar fi vorbit despre un cutremur ca oricare altul, înseamnă că ele ar fi fost generalități, că nu cred că e an în care să nu se întâmple cutremure în lume. Dar când Domnul Iisus a pus acest semn în fața noastră, trebuie ca aceste cutremure să aibă ceva deosebit. Ei bine, ultimele rapoarte oficiale spun că ceea ce s-a întâmplat în momentul acesta în Turcia, pe teritoriul acesta al Orientului Mijlociu, care este în fapt punctul zero de interes al Bibliei cu privire la sfârșit, nu s-a mai întâmplat, mare atenție, de 2000 de ani. Ei consideră că succesiunea aceasta 7,8 și 7,5 și se așteaptă să se mai întâmple, pentru că ceva pare că se întâmplă și cu plăcile tectonice și cu miezul pământului, în ceea ce spun oamenii de știință acum. Cu atât mai mult tragem concluzia faptului că ne apropiem de sfârșit. Noi nu avem de unde să știm când va veni cu exactitate Domnul Iisus Hristos să-și ia biserica, dar știți cum este. Când deja vezi că a dat bruma, te aștepți că mai e puțin și vine iarna. Când vezi deja că frunzele au ruginit și au căzut din pom, te aștepți că se sfârșește toamna. Când deja vezi că copilașii încep să meargă la școală cu ghiozdănelele în spate, e clar că nu mai vine vara, ci vine toate aceste elemente, așadar coroborate, ne arată că vine sfârșitul. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat acolo nu este la întâmplare. Sunt zone, Tuvalu și Meșecul, apoi zona aceasta a Siriei, intens dezbătută în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sfârșit. Lucruri frumoase, dar cred că n-avem timp și depășim tematica emisiunii. Cred că va trebui să o lăsăm pe altă dată, dar este încă un semnal. Mi-aș dori ca nu cumva noi oamenii să orbim spiritual, în sensul în care să devenim atât de obișnuiți cu nuanțele pe care le vedem la știri, încât să treacă pe lângă noi aceste zvonuri și vești și știri, încât să nu le mai băgăm în seamă. Iubiții mei, practic, cu fiecare zi care trece, ne apropiem atât de mult și semnele sunt clare. Yes. Aș vrea în continuare, fratele Andrei Crotor ar dori să intre în direct cu noi și o să îi dăm posibilitatea să pună întrebări, două întrebări pentru dumneavoastră. Cred că nu e nicio problemă, dacă am promis că intră și slujitori. Frate Andrei, ne auzi? Andrei? Vă aud. Așa. Frate Andrei, uite, mă bucur că ești în emisiune, ai dorit să vii alături de noi să pui întrebări fraților.
Vreau să ne spui, pentru că tu săptămâna aceasta mai mă întrebai anumite întrebări, dacă poți să le pui fraților, și ți-am zis că sigur poți să intri în direct cu noi și aș vrea să ai oportunitatea acum în aceste momente să pui aceste întrebări fraților care am aici în studio, fratelui Lazar Gog și fratelui Florin Antonie. Te rog, Andrei. Perfect. Sper că m-a auzit bine, da? Da, foarte bine. Dumnezeu da. Să te binecuvânteze, frate Andrei. Vă auzim. Asemenea, pe toți trei să vă binecuvânteze, domnul. Pe fratele Lazar Gog, aș dori să-l întreb câteva întrebări legate de, cred că un Q&A pe care l-ați avut la sfârșitul unei emisiuni în care vorbea despre mântuirea copiilor. Da. La un moment dat ziceați, copiii sunt mântuiți și jertfa Domnului s-a răsfrânt peste toți copiii de pe pământ, indiferent în ce religie se nasc, creștini sau iudei sau musulmani. Da. Tot copiii se nasc sub soare, se nasc copiii mântuiți. Și fratele v-a întrebat să merge de la prezumția că se naște mântuit și a spus, da, el se naște mântuit. Această mântuire este pentru cei ce se nasc și până la momentul când ajung la vârsta umblării responsabile. O întrebare a mea ar fi, am mai mult, acum răspundeți la câte vreți dumneavoastră, dacă copiii aleg la vârsta responsabilității, deci copiii care s-au născut mântuiți aleg la vârsta responsabilității să nu creadă. Asta înseamnă că și-au pierdut mântuirea de vreme ce spuneți că au avut-o? În primul rând, frate Andrei, îmi pare bine să vă aud, n-am avut ocazia niciodată și să putem să dialogăm împreună. Nu putem merge decât numai la ce spune cuvântul Domnului și am să vă citesc din ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, știți textul din Roman 5, 18 și 19. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, pe toți, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Este vorba de jertfa lui Iisus. Căci versetul 19 explică. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Dacă ținem cont de legile ermeneutice, dacă cei mulți însemnează toți oamenii au devenit păcătoși prin neascultarea lui Adam, atunci cei mulți nu poate să însemneze altceva decât ceea ce s-a enunțat prima dată, după legea întâiului enunț în principiile hermeneutice de interpretare a Sfintelor Scripturi. Moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui s-a răsfrânt asupra întregii rase umane în sensul că a absolvit rasa umană de vinovăția păcatului adamic. Și atunci toți oamenii, dacă Adam a afectat pe toți oamenii, era imposibil ca Iisus Hristos în Dumnezeirea Lui să nu afecteze toți oamenii. Deci trebuie să ținem cont de lucrul acesta. De ce a venit Iisus Hristos? A venit să mântuie. Și după cum Adam a afectat prin păcat toți oamenii, Mântuitorul Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui a afectat toți oamenii, pentru că așa scrie Scriptura. Iar Iisus Hristos într-o împrejurare în care părinții, mamele au venit cu copiii la binecuvântare, tocmai să-și pună mâinile peste ei și să le facă bine, tocmai lucrul acesta îl spunea, dacă vă uitați în Matei 18 și 19, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Nu spune ca a unora dintre copii, ci a celora ca ei, toți copiii au împărăți. Ajung la vârsta responsabilității și resping. Da, ei dacă responsabilitatea pe care au avut-o automat în Hristos. N-am înțeles, dacă puteți repeta. Da, deci ei pierd mântuirea pe care au avut-o în Hristos de la naștere, dacă ei resping? Bineînțeles că o pierd. Nu este, în cazul acesta, nu funcționează această doctrină controversată, odată mântuit, totdeauna mântuit. Apostolul...
Vedeți, noastră, dacă Moise se roagă și spune, decât să piară poporul acesta, mai bine șterge numele meu din cartea vieții, deci există această posibilitate, în cazul copiilor, dacă nu ajung să decidă, să aleagă și să arbitreze lucrul acesta în viață, să meargă cu Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, bineînțeles că se depărtează de binecuvântarea pe care au primit-o prin naștere, fiind sub jurisdicția neprihănirii Mântuitorului Iisus Hristos, care se răsfrânge asupra întregii omeniri, cum păcatul lui Adam s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Nu poate să aibă Iisus Hristos o putere mai mică decât Adam, frate Andrei, sau oricare dintre ascultătorii noștri. Da. O altă implicație, dacă mi-ați permis o întrebare. Dacă tot copiii se nasc mântuiți, bănuiți fără voia lor, care este procedeul prin care ei sunt născuți mântuiți? Adică dacă eu sunt adult la 30 de ani și mă întorc la Dumnezeu, eu sunt născut din nou sau mă pocăiesc, cred, conștient, sunt născut din nou. Copilul, dacă e deja mântuit, fără să conștientizeze, fără să aleagă, este un procedeu diferit prin care este mântuit, că practic el este mântuit fără voia lui, automat. Ia, numai greutatea argumentului dumneavoastră nu stă în picioare, frate Andrei, pentru următorul fapt, că dacă el n-a decis în dreptul acestei mântuiri de care vorbim, tot e acel copil, este frate Andrei și fraților, cel care n-a decis în dreptul păcatului în care s-a născut. Corect. Nimeni n-a zis, îmi pare bine că m-am născut păcătos. Corect. Nimeni. Nu, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar care-i procedeul prin care e mântuit el? Că eu, ca să fiu mântuit, trebuie să cred și să mă pocăiesc. Dar dacă copilul e mântuit fără să creadă, fără să se pocăiască, fără să decidă, care este procesul mântuirii sale, practic? Cum este mântuit? Este mântuit automat sau cum? Este mântuit automat, dacă vreți, este un decret divin. Jertfa lui Iisus Hristos, harul lui Iisus Hristos se răsfrânge asupra întregii omeniri, cum păcatul lui Adam s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Deci este un decret al Domnului, nu este în cazul de față, deci aspectul acesta. Tocmai de aceea, mai târziu va trebui ca să aibă un dialog cu Domnul și să împlinească cuvântul care spune cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Da. Păi de ce mai este nevoie de naștere din nou și justificare? Să zicem doar imaginele astea două, dacă el este mântuit, s-a născut mântuit. Mai are nevoie să fie justificat, să zicem, la 7 ani, 8 ani, el își conștientizează păcatul, eu n-ar trebui să-i spun, frate, stai liniștit, sau pruncule, stai liniștit, ai 7 ani, ți-ai dat seama de păcatul tău, tu ești deja mântuit. Tu numai trebuie să conștientizezi lucrul ăsta. Bă, în cazul de... Aveți un argument, însă nu este un argument cu greutate, frate Andrei, cu respect pentru dialogul nostru. De asta am intrat în dialog. Nu este un argument cu greutate pentru următorul fapt. Cu copilul acesta, noi nu putem discuta în felul în care spuneți dumneavoastră, pentru că nici eu și nici dumneavoastră și nimeni dintre noi nu cred că are pretenția să spună eu știu când această făptură, acest copil, băiat sau fată, a ajuns în punctul deciderii responsabile între bine și rău. Că nu poți vorbi cu un copil de 7 ani. Un copil de 7 ani poate să fie foarte matur, aveți dreptate, dar un copil de 7 ani poate să fie foarte copil. După cum un bărbat de 30 ani, un bărbat de 30 de ani este foarte matur și un bărbat de 30 de ani este cu mintea cât un pui de găină, dacă îmi permite să am expresia aceasta, cea mai potrivită într-o dezbatere teologică, dar așa se întâmplă în relațiile interurmane. Arbitrajul acesta nu ne dă voie neapărat să vorbim cu argumentul cu care ați venit dumneavoastră. Pentru mine nu este, să zic, în argumentul meu fundamental vârsta neapărat. Oricare ar fi vârsta la care el ajunge responsabil. Practic el atunci. El nu este mântuit dacă a spus că s-a născut mântuit. El doar conștientizează că este mântuit. Dacă el s-a născut justificat sau regenerat, înseamnă că este deja mântuit, înseamnă că atunci când el vine și ridică mâna la evangelizare, un om și așa mai departe, și el crede că este mântuit, el de fapt nu este mântuit. El era deja, doar conștientizează. Înțelegeți? Dacă presupunem că toți sunt mântuiți deja, dacă prezumția este că toți sunt mântuiți, ce se întâmplă de fapt că oamenii se întorc la Dumnezeu? Ce face Dumnezeu față de ei? Că nu mai poate naște din nou, că sunt deja născuți din nou.
Nu, oamenii aceia despre care vorbesc dumneavoastră însemnează că au ajuns în punctul în care nu au continuat mersul vieții în mântuirea în care s-au născut, fiind sub jurisdicția jertfei Domnului Iisus Hristos, toți oamenii. Au ieșit de sub această jurisdicție și acum trebuie să se întoarcă ca fiul risipitor, să spună: Tată, iartă-mă, asta este viața mea, te rog să mă speri în sângele Domnului. Asta este o, ați spune că este o remântuire sau nu neapărat? Cum ați numit asta? Nu, este o mântuire responsabilă, personală, o decizie personală între persoana aceea și Dumnezeu. Nu o remântuire. Este o decizie de a fi mântuit a lui? Pentru că el a fost deja o dată mântuit. Este o decizie de a fi mântuit. Da, este o decizie de a fi mântuit. Păi a fost mântuit de la naștere, nu? A fost mântuit de la naștere, dar dacă a ieșit sub această jurisdicție, nu mai este mântuit. Este ca și când m-am născut român, frate Andrei, dar sunt în America. A fost o zi când am decis să locuiesc în America. Nu mai sunt român, sunt american, cetățean american. Am înțeles, deci prima dată este mântuit că Dumnezeu a hotărât, se naște mântuit, a doua oară decide El să fie mântuit, deci intră din nou în mântuire, sau cum ați spune? Da, decide El să fie mântuit, să se împace cu Dumnezeu și să aleagă responsabil să slujească pe Dumnezeu, pentru că până în momentul în care n-a ajuns la această alegere responsabilă, a funcționat ca și orice copil, sub grija părintelui, a fost sub grija jertfei Domnului Iisus Hristos. Dacă cineva zice, frate dumneavoastră, nu zic eu, dar dacă cineva zice, ăsta este un fel de universalism, adică mântuirea tuturor oamenilor în mod automat, indiferent că conștientizează sau nu, vorbim de copii. Știți cum, frate Andrei, dacă mergem numai după jocurile acestea semantice, cum seamănă un cuvânt cu celălalt, da, putem să facem doctrine de felul acesta. Mântuirea ar trebui să fie universală, pentru că Ioan 3:16 asta spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea înseamnă toți oamenii. Dar, în realitate, mântuirea nu este universală, pentru că nu toată lumea alege să se împace cu Domnul Iisus Hristos și să fie mântuită. Sau nu putem să stăm după cuvintele acestea. Da, da. Mai mult dialogul meu a fost nu neapărat o dezbatere, cât niște o încercare de a clarifica niște afirmații. Da. Vă sper că v-am ajutat cât de cât. Da, da. Eu o să mă retrag și dacă vreți să răspundeți, eu sunt curios cum se argumentează, că ați discutat atunci de binecuvântarea copiilor, numeri 6. Cum se argumentează dacă biserica nu este Israel și nu are, să zicem, legea Israelului, toate ceremoniile Israelului? De ce bisericile noastre evanghelice au luat binecuvântarea copiilor de acolo și o aplică? Că deseori auzim în amvoanele noastre, asta nu e valabil pentru noi că e Israelului. Legea aia nu e valabil pentru noi că e Israelului. Noi suntem biserică, suntem un legământ. Nu mai suntem Israel. Și totuși se duc și iau numeri 6 și o aplică la, nu copiii lui Israel. Spune așa, să zici fiilor lui Aron să binecuvânteze pe copiii lui Israel. Da. Dar asta dacă doriți să răspundeți și este timp, că nu vreau să iau tot timpul. Vă mulțumesc pentru dialog. Avem aici pe doctorul Florin Antonie, care este și evreu și ne poate lămuri mai. Dacă permiteți, Andrei, Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc pentru că ai adus în discuție și acest lucru. Ești un om minunat care lucrează în câmpul Evangheliei. Mulțumesc pentru întrebările acestea. Nu sunt ușoare, dar cu acceptul dumneavoastră al tuturor, există în cultura evreiască câteva particularități în care se aplică legea, hai să zicem așa, organică a lui Israel, legea spirituală a lui Israel, pentru că până la urmă, noi ca și biserică, noi ne-am născut pe temelia pusă de evrei. În fond, acum vreau să înțelegeți exact ceea ce vă spun. Eu sunt un evreu mesianic, sunt pocăit, hai să nu mai zic evreu mesianic, că aducem confuzie la oameni. Eu sunt pocăit, cred în Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, să știți că biserica inițială a fost a evreilor. Ei au fost primii dintre pocăiți, primii dintre credincioși au fost în exclusivitate evrei. Și atunci ei au preluat aceste practici. Pentru că ceea ce vedeți acolo, în numeri 6,
este o binecuvântare într-adevăr aronică, dar trebuie să înțelegeți ce înțeleg la rândul lor evrei prin această expresie, peste copiii lui Israel. Copiii lui Israel este o expresie care poate să însemne copil mic, poate să însemne orice ființă israelită sau din semințiile lui Israel, uh-huh, și poate să însemne în același timp oricine aderă la Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Iahve, Elohim. Și acum, dacă vă uitați înapoi, drept dovadă, dacă mergeți vreodată la Ierusalim și dați peste vreun Kohanim, Kohanimii sunt mari preoți, ei au o dinastie a marilor preoți și au păstrat foarte bine rădăcina genetică pentru că au avut o particularitate anume. Ei sunt și acum pregătiți, identificați ca să intre în slujbă când se va reface templul. Pe oricare întrebați, din orice națiune veți merge și spuneți binecuvântează-mă, ei vă vor binecuvânta cu această binecuvântare din numer 6. Vor pune mâna dreaptă pe capul vostru, să vă vor ține de mână și vor binecuvânta cu această binecuvântare. Este într-adevăr o practică evreiască veche. Trebuie să înțelegem însă semantica prin care ei proclamă legea, pentru că, v-am spus, există o lege organică pe care ei, ca și evrei, o practică. Evreii mesianici, de exemplu, acum sunt de două mari categorii. Sunt evrei mesianici care încă păstrează componenta legii vechi și o aplică în viețile lor, și sunt evrei mesianici de, aș spune eu, evanghelici, care nu mai aplică legea veche. Unii poartă chipă, unii nu poartă chipă. Toți însă, absolut toți, folosesc aceste componente spirituale ca să le aplice mai departe. Binecuvântările, de exemplu, sunt folosite la scară largă, nu doar aceasta din numărul 6. Ele sunt rostite peste copii. Multe dintre binecuvântări, apropo, sunt scrise în psalmi, sunt luate și puse în psalmi. Multe dintre elementele sau componentele legii sunt scrise în psalmi sub formă de binecuvântare. Și noi le rostim nu doar pe aceea din numărul 6, le rostim la nunți, fără să fie oamenii evrei, de exemplu. Sper că v-am răspuns la lucrul ăsta, iubiților Titi Andrei. Deci trebuie să înțelegeți cum funcționează mintea evreilor, chiar și aceștia moderni. Ei nu consideră copiii lui Israel doar pe copilașii mici. Copiii lui Israel, în genere, sunt vasta majoritate a poporului Israel, plus toți oamenii care aderă la Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, adică noi, inclusiv neoprotestanții, pocăiții, creștinii, că avem această componentă, ei vă vor da binecuvântarea aceasta cu dragă inimă, indiferent de vârstă, indiferent de etnie, pentru că sunt bucuroși că l-ați acceptat pe Dumnezeul lui Israel în viețile voastre. Sper că cumva n-am răspuns așa mai alambicat și v-am făcut să înțelegeți. Dacă îmi permiteți, doctor Antonie, conceptul despre care vorbiți este și în Noul Testament foarte clar. Dacă cineva citește cu atenție pe Apostolul Ioan, expresia lui favorită este copilașilor. Copilașilor, da, și se referă la toți, corect. Da, corect. Se referă la biserică. Deci, okay. Asta este un aspect. Și pe de altă parte vreau să îi mulțumesc fratelui Andrei pentru intervenție. Mare drag. Și în direct, mai ales aceasta mie îmi spune că, deci eu nu-l cunosc, dar mie îmi spune că dânsul este un om care urmărește și vrea să cunoască adevărul și să apere adevărul. Felicit pe oameni de felul acesta și binecuvântez în numele Domnului pentru dorința de a păstra integritatea Cuvântul lui Dumnezeu și învățăturii Sfintei Scripturi. Frate Lazar, de oameni ca ei avem nevoie în creștinismul românesc. Oameni care să-și dorească adevărul, care să poată purta, iată, un dialog elegant, nobil, în direct, neregizat. Așa ceva avem nevoie, să știți. Eu felicit aceste inițiative. Te felicit, Ciprian, pentru gândul bun. Gândul acesta și modul în care dirigiești această emisiune. Mi-aș dori din suflet ca în creștinismul românesc, indiferent că avem păreri împărțite, pro, contra, unii în sus, unii în jos, unii stânga, unii dreapta, atâta vreme cât există dialog, vom arăta lumii normalitate. Și cum ați spus dumneavoastră, frate Lazar, noi nu cunoaștem în totul. Eu nu cunosc poate nici 0,1%, dar învăț de la fiecare dintre voi. Și uite, în dialog, învățând unii de la alții, vom ajunge oameni mari. Dumneavoastră știți la ce mă refer, pentru că sunteți mai american decât român. Ați trăit acolo mai mult decât în România. Să nu ținem
foarte mult pe fratele Andrei. Andrei, mai ai întrebări pentru frați? Nu, e suficient. Dacă vrea fratele Gog să răspundă pentru presbiterienii sau tudoriștii din România, de ce să nu-și boteze copiii dacă copiii se nasc mântuiți? Dar asta răspundeți voi dacă vreți, bine? Ok, mulțumim frumos. Care vor să pună și ei întrebări. O seară bună. God, mulțumesc, God bless you, frate Andrei. God bless you. Asemenea. Frate Lazar? În ce privește hotărârea creștinilor după Evanghelie, tudoriștii în cazul de față care au fost menționați, cu care eu am păstrat o legătură bună câte vreme am fost în București și în Ploiești, este o învățătură a lor strict locală, izvorâte din anumite interpretări biblice, că trebuie să recunoaștem, izvorâte din anumite interpretări biblice și din tradițiile în care au crescut. Pentru că Tudor Popescu, de exemplu, a fost un om deosebit și să nu uităm că a fost preot ortodox, vine dintr-o tradiție ortodoxă, iar această tradiție a botezului copiilor a adus-o cu el în mișcarea pe care a întemeiat-o și în care a fost binecuvântat cu un succes deosebit. Oamenii care au acceptat mesajul lui sunt oameni mântuiți, sunt oameni binecuvântați de Domnul. Hotărârile, cum se spun, denominaționale, nu întotdeauna, trebuie să recunoaștem, nu întotdeauna reflectă o strictețe biblică cu sens salvator, salvific. Hotărârile denominaționale de multe ori reflectă încorporarea anumitor tradiții în credința noastră. Și nici o denominațiune nu este scutită de aspectul acesta. Încorporarea de tradiții culturale și religioase în care am crescut vine aproape de multe ori inconștient. Dar va zice cineva, dar suntem mântuiți dacă le ținem? Sigur, câte vreme nu vin în contradicție cu legea scrisă a cuvântului lui Dumnezeu, care ne învață să credem în Domnul Iisus, pentru că asta este legea mântuirii. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Deci, dacă acest lucru îl practicăm, suntem mântuiți. Că vrem pe lângă aceasta să facem spălarea picioarelor la toți musafirii câți vin la noi în casă cu strictețe, este hotărârea ta sau a denominației din care faci parte și dacă conștiința îți spune ține lucrul acesta, fă lucrul acesta, fă-l, pentru că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dar nu toate încredințările pe care le are cineva trebuie să le ceară să fie doctrină și pentru alții, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune clar în Romani, încredințarea pe care o ai păstrează-o pentru tine în domeniile acestea mărunte care sunt pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, dar care, știu eu, au o formă de evlavie. Bun, mergem mai departe. Încă o dată mulțumim fratele Andrei pentru intervenția care a avut-o. Ne-am propus, ca să și știți, ne-am propus să, împreună cu invitații noștri, să avem și anumite intervenții telefonice cu frați păstori care au întrebări, să le pună tot colegilor lor de breaslă, le pună întrebări frumoase, cu răspunderi tot aici pe emisiune. Și așa că vă încurajăm, dragi păstori care sunteți cu noi pe canalul Vocea Creștină, să puneți întrebări în emisiune în care vin frații păstori, fratele Lazar și fratele Antonie. Așa că nu uitați, dacă sunteți pentru prima dată pe canalul nostru, să vă abonați la canalul nostru, că numai așa puteți să puneți și întrebări. Apăsați butonul roșu, abonează-te și data viitoare cu siguranță veți putea pune întrebări. Mergem mai departe la o întrebare care vine de la Radu, pace și Domnul să vă binecuvânteze. Sunt în dubiu mare. În Sfintele Scripturi, de ce ne spune în Matei 24, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat? Dacă permiteți, frate, da. Lazar, pentru ca să vă trageți puțin sufletul, iubiții mei, părerea mea este părerea mea ca și om și aș vrea să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi spune, ca să înțelegeți.
Dacă faceți o paralelă între Matei 24 și Luca 21, deși sunt texte aproximativ, să zicem, identice pentru mulți, sunt două texte diferite ca și context în care s-a discutat, ca și populație țintă. Matei 24 este un text care prezintă o panoramă a poporului evreu în vremurile din urmă. Luca 21 prezintă, pe de altă parte, o panoramă mixă, și poporul evreu și neamuri, dar când vă uitați la Matei 24, veți vedea că este spectrul de timp care în parte se întâmplă după răpirea bisericii și în perioada necazului cel mare. Acolo veți vedea în această analiză, dacă o citiți atent cu dicționarul, Luca 21, Matei 24, veți vedea că una dintre ele va folosi formularea grecească tote paradososim. Matei 24 vorbește atunci veți vedea. Luca spune înainte de aceste lucruri. Dacă vă uitați la Matei 24, este o discuție între patru dintre apostoli împreună cu Domnul Iisus Hristos, când aceștia l-au luat deoparte acolo pe munte și l-au întrebat: ia spune-ne ce se întâmplă. Luca 21, de exemplu, vă prezintă o discuție dintre Domnul Iisus Hristos și ucenicii jos la templu. Și acum eu trag această concluzie, mă rog, o trag eu ca cercetător, acum vă trageți și voi părerea voastră fiecare în parte. Când Domnul Iisus Hristos are discuția jos cu ei, le prezintă cam ceea ce se va întâmpla, apoi patru dintre ei, cel mai probabil curioși fiind, vin și întreabă ce se va întâmpla în detaliu, iar Domnul Iisus Hristos le prezintă acest protocol al planului său, dar cu privire la poporul Israel. Matei 24, repet, este pentru evrei, de aceea veți vedea, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o iarnă, să nu fie iarna, pentru că sunt niște rigori foarte stricte ale șabatului. Vedeți, voi nu țineți șabatele, să-mi fie cu iertare, că acum eu știu că sunt și frați adventiști care poate ne ascultă și zic: uite, noi ținem șabatul. Da, voi țineți o zi, dar nu țineți șabatul. Șabatul evreiesc este totalmente diferit și rigorile sale sunt totalmente diferite. Nu vreau să... Adică eu încerc să îi respect pe toți oamenii și vă respect și pe voi care țineți anumite sărbători într-un anumit tip. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt onorat să fiu lângă voi eu și să învăț și de la voi. Dar să știți că este o diferență foarte mare între modul în care evreii înțeleg șabatele, între modul în care ei practică șabatele și ceea ce înțelegem noi. Practic, Domnul Iisus Hristos le spune: rugați-vă ca acea zi să nu vin într-o zi de șabat. De ce? Pentru că ei sunt blocați. Dacă mergeți în Israel, în ziua șabatului nici măcar tramvaiul nu mai circulă, nici autobuzele nu mai circulă, nici magazinele nu mai sunt deschise. Atunci pur și simplu toată lumea merge pe stradă. Nu poți să-ți închiriezi mașină, nu poți să pleci cu mașină. Înțelegeți voi ce se întâmplă? Nu ai cum efectiv să te deplasezi. Și dacă sunteți din Israel, aici, împreună cu noi, puteți să confirmați sau să infirmați ceea ce am spus eu pentru audiența care ne ascultă acum, ca să se poată cumva să fim așa pe aceeași lungime de undă. Dar aceasta este expresia: nu se aplică neamurilor, pentru că voi ați învățat că Domnul Iisus Hristos este mirele nostru, este Domnul Sabatului. Pe de altă parte, El ne-a spus că Galateni 4:4, la împlinirea legii, la împlinirea vremii, Domnul Iisus Hristos s-a născut, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege și să capete astfel înfierea. Vedeți voi, practic, când ești răscumpărat de sub influența legii, se presupune că ai intrat într-o altă lege. Este legea Harului de data aceasta, care e, să nu credeți că e mai ușoară. E mai grea decât legea veche, pentru că de aici înainte trebuie să probăm multe lucruri prin credință. Atunci, repede ei se spălau pe mâini cu un porumbel și cu un miel. Acum, noi nu mai ne mai putem permite, pentru că mielul a fost deja sacrificat și cu fiecare păcat mai punem o cicatrice peste spatele lui.
Da. Deci, cred că v-am răspuns. Acum, dacă doctorul Lazar Goga are ceva de completat. Da, mulțumesc. Vă felicit pentru intervenție. A fost excelentă și exact la subiect și biblică. Matei 24 este un pasaj pentru evrei. Luca 21 este un pasaj combinat și în această privință vreau să vă citesc un verset din Luca 21 care vorbește bisericii. 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Din moment ce există o posibilitate de a scăpa de toate, lucrul acesta este pentru biserică, este pentru răpirea bisericii, care se întâmplă înainte de lucrurile de care a vorbit fratele Florin. A fost bună prezentare. De aceea, pentru fratele nostru care a spus că este confuz, să nu rămână în această stare de confuzie, să pună bine argumentele cap în cap și mai ales să le pună în inimă, uitându-se în cuvântul Domnului, pentru că, frate scump, Biblia a fost scrisă nu să ne încurce, Biblia a fost scrisă ca să ne lumineze. Și de aceea este posibil să fie înțeleasă și să fie înțeleasă corect. Ne bucurăm că vă interesează și vă deschideți inima și mintea către Scriptură. O altă întrebare care vine de la Andrei, alt Andrei, cred că nu frate Andrei. Textul din Cartea Daniel, capitolul 3, referitor la închinarea înaintea chipului de aur a lui Nebucarnețar, are legătură sau este o prefigurare a închinării înaintea icoanei fiarei? Probabil că partea aceasta a doua a întrebării poate să fie aplicată aici. Este un prototip a ceea ce se va întâmpla în timpul necazului celui mare, când toată lumea va fi obligată să se închine icoanei fiarei. Și deci evenimentul prevede perioada aceea de timp de după răpirea bisericii și mai ales partea a doua a necazului celui mare, ultimii 3 ani și jumătate, când profetul mincinos va instala imaginea fiarei în templul reconstruit în Ierusalim. Frate Florin? Sunt în perfect acord cu fratele Lazar. Putem să facem o paralelă cu toate aceste lucruri, mai ales că acolo, în chipul acela mare, este practic încastrată toată istoria pe care noi avem. Sunt toată succesiunea de imperii care vor veni într-o formă bine prestabilită de către Dumnezeu. Plus că sunt și elementele cifrice acolo, 6, 6, 6, exact. Toate sunt posibile. Da. Putem să tragem niște paralele foarte bune. Deci nu e prea mult de discutat aici, sunt clare lucrurile. O întrebare care vine de la Cornelia Nicolae, în pacea Domnului, frați scumpi, vă rog să explicați cum s-au transmis cu atâta precizie genealogia până la Noe, cu anii și informații. Oare se notau în scris acele informații? Mulțumesc! Uite, voi trebuie să vă duceți să vizitați o școală. O școală, cum am zice noi, școala duminicală sau școala biblică, să vedeți cum arată studierea Torei și cum se învață pe de rost efectiv. Dacă vă uitați să povestim lucrurile acestea așa de o manieră simplistă, nu o să intru în foarte multe detalii ca să nu polarizez discuția, dar pentru o vreme mare de timp, Tora, legea, s-a transmis oral. Era memorată de către mai mulți oameni și apoi recitată în permanență, ca să nu se uite. Și era transmisă prin viu grai. Chiar așa se și numește, Oral Torah. Și aici a apărut discrepanța dintre partidele religioase ale saducheilor, fariseilor, cărturarilor, pentru că unii vreau doar Tora orală, alții vreau, mă rog. De aici trebuie să înțelegeți că ei au știut exact ce s-a întâmplat pentru că au ținut toate acestea memorate. Pe lângă aceste aspecte, nu uitați că cele 5 cărți au fost puse
sunt și considerate și astăzi cele cinci cărți ale lui Moise. Nu uitați cine a fost Moise. Moise a fost singurul om, așa cum ni se spune, care a putut să vorbească cu Dumnezeu gură către gură, mai mult decât atât, cum vorbește un om cu prietenul lui, ni se spune în ultimele cinci versete din cartea Deuteronomului. He, vedeți voi, când Moise a stat acolo și a primit toate aceste detalii extrem de precise cu privire la modul în care să se construiască cortul, chivotul, altarul, hainele, lui s-au spus toate lucrurile acestea. Eu sunt ferm convins că în momentul în care Dumnezeu i-a dictat lui Moise legea, pentru că Dumnezeu i-a dat-o, dacă citiți atent, nu i-a dictat-o frazeologic, așa cum o facem noi, stenografic. I-a dictat-o pur și simplu literă cu literă. Pe ce mă bazez când spun lucrul acesta? În Statele Unite ale Americii a fost premiat și foarte apreciat un doctor care a emigrat din zona sovietică, numit Ivan Panin. Doctorul Ivan Panin a fost un geniu al matematicii. Acest om avea o afinitate foarte mare, a fost diagnosticat cu autism și o formă avansată care îi dădea un spectru de genialitate, a avut Asperger, spectrul acesta al geniilor, și el identifica așa, dintr-o privire, toate elementele care se sincronizau sau apăreau într-o secvență oarecare. El a descoperit faptul că la o anumită succesiune de litere, litera din șirul acela formează cuvânt cu o altă literă care păstrează exact același număr în șirul de litere. De exemplu, Geneza, capitolul 38, dacă luați textul evreiesc, efectiv, luați textul evreiesc, textele evreiești, apropo, nu au spații între cuvinte, nu au spații între litere, nu au numerotări de versete. Este pur și simplu un șir interminabil de cuvinte, de litere și apoi de cuvinte, dar care nu sunt spațiate între ele. Și atunci, dacă luați și puneți deoparte din 49 în 49 de simboluri, veți vedea că imediat vi se va pune în fața ochilor genealogia lui David, genealogia Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Era imposibil ca lucrul acesta să fi fost scris sau gândit de un om. Imposibil. Era imposibil pentru că este cu mii de ani înainte. Este scris cu mii de ani înainte. Într-o ordine perfectă. Ca spațiu, ca timp și așa mai departe. Iată, de exemplu, Noul Testament. În Noul Testament veți vedea în Evanghelii că sunt toate perfect divizibile cu cifra 7, numărul de vocale folosite, numărul de consoane folosite, numărul de vocale care, de cuvinte care încep cu o vocală, numărul de cuvinte care încep cu o consoană. Toate sunt divizibile cu cifra 7. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta la o scriere literară sau. La o scriere literară, da. Gândiți-vă, noi trei dacă am sta aici să ne gândim să facem așa. Și asta numai în genealogia prezentată în Matei, de exemplu. De aceea vă spun, este miracolul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat la îndemână și atunci el i-a dictat lui Moise inclusiv acele perioade de timp, cât a fost fiecare în parte. Sper că nu am luat prea mult timp, dar am vrut ca să înțelegeți de unde și de ce apar așa date. Dacă îmi permiteți, am două completări aici, frate Florin. La ceea ce s-a spus, excelent, mai trebuie adăugat pentru toți ascultătorii noștri că există încă de sute de ani, dacă vreți așa, printre rabini s-a dezvoltat o știință numită citirea echidistantă a Scripturii. Asta însemnează că s-a căutat să se vadă dacă nu există cuvinte ascunse în Biblie, să zicem așa, dacă se citește prima literă, apoi a cincea și tot din a cinci, tot din cinci în cinci, tot din zece în zece, din șapte în șapte, din 49 în 49, și s-a constatat că sunt mesaje
dacă se citește în felul acesta în Scriptură. Sunt mesaje criptice în Scriptură, în această citire echidistantă a Scripturii. Asta e un aspect. Și cel de-al doilea aspect, pentru întrebarea ascultătorului nostru, cum de s-au păstrat toate acestea genealogii și informații, să nu uităm că a existat și scrisul totuși în perioada aceea de timp, de exemplu, lui Moise i se spunea: scrie lucrul acesta într-o carte de aducere aminte, scrie lucrul acesta să se păstreze, îi spunea, iar când vine Iosua, zice: oare nu este scris lucrul acesta în cartea dreptului? Este cartea lui Asher, traduce Cornilescu, cartea dreptului. De asemenea, este cartea jubileilor, o istorie tipică ca și Geneza, și cartea lui Asher ca și Geneza, le am pe amândouă, e o prezentare paralelă cu Biblia. Și Moise și Iosua s-au uitat în scrierile acestea care reflectă istoria primară a oamenilor până la potop. Deci nu s-au pierdut informațiile, ele sunt și le avem și astăzi. Și în Biblie nu, și în cărți acestea. Da, nu la întâmplare, frate Lazar, ei au și trăit foarte mult, dacă vă aduceți aminte. S-au intersectat unii cu alții foarte. Uite, vă recomand tuturor, iubiților, dacă nu mai țin minte cum se numește, este harta, este o hartă circulară în care vedeți cum se suprapun oamenii care au trăit și cum sunt suprapuși între ei. Veți rămâne surprinși cât dintre ei și-au suprapus existența în perioada aia. Nu e foarte complicat să se fi păstrat aceste detalii. E un mit să spunem că e foarte alambicat și complicat și prea multe detalii și multe n-aveau de unde să le scoată. Să știți că a fost foarte simplu și au avut de unde să le ia, pentru că au fost mulți dintre ei trăiți în același timp. Noi a fost contemporan cu Adam, înainte ca să... Da. Și a auzit informațiile de la prima mână. De la Adam. Da. Iar Avraam a fost contemporan cu Noe, după potop. Da. 200 de ani. 58 de ani a fost contemporan, a auzit și cu Set, de asemenea, care a împărtășit de la tatălui toate informațiile. Deci, informațiile care le avem sunt informații de mâna întâi. Dar pentru cei ce se îndoiesc de informații, vreau să le spun acest amănunt care uneori este scăpat din argumentația noastră. Pentru Scriptură, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, dacă cineva se mai îndoiește de adevărul din Scriptură și de existența textelor biblice, avem peste 25.000 de copii vechi ale Scripturii, Vechiului Testament și Noului Testament. Deci este documentul cu cele mai multe suporturi antice, dacă vreți. Aristotel, care-i citat mereu și a fost o somitate, sunt trei exemplare. Dar cine îl contestă pe Aristotel? Nu vă surprinde că tocmai Biblia este contestată cu 25.000 de exemplare, dar nu Aristotel sau Plato sau Herodot? Homer are cele mai multe exemplare, vreo 800 de exemplare de când și-a scris Iliada și Odiseea. Dar acestea au fost piese literare. Scrierile lui Aristotel și a lui Plato au fost mai științifice, mai filozofice. Și nu există documente decât foarte târziu. De exemplu, la Aristotel cel mai vechi document este la 1200 de ani după moartea lui Aristotel. 1200 de ani. Ăla e cel mai vechi document. Încoace, pe vremea lui Erasmus. Și totuși este considerat un document istoric de mare valoare. Biblia are documente
25.000 de exemplare. Scrile de la Marea Moartă au dus documentele biblice 1.000 de ani în spate, pentru că s-a putut dovedi vechimea acestor documente. Sau nu vă îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu. L-a scris Dumnezeu și a știut Dumnezeu să-l transmită și să binecuvinteze memoria și mâna celor care au scris, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și scrisă bine. Amin. Așa este. Yeah. Așa este. Așa este. Oamenii pasionați tot timpul au fost. Uite, numai departe de marți am avut o întâlnire aici cu doctorul Iosif Țon, care ne-a povestit întâlnirea dânsului cu fratele Dumitru Cornilescu. Da. Atunci când Dumitru Cornilescu era necunoscut, practic, poporului român, era doar un nume pe o carte scris acolo jos și l-a descoperit în Elveția. Și a aflat faptul că în 4 ani de zile fratele Dumitru Cornilescu a scris de mână Biblia de 4 ori. De mână a scris-o. De mână. Da. Deci vedeți, oamenii când au pasiune, când au chemarea, că omul acesta n-a avut doar pasiune, a avut chemarea lui Dumnezeu specific. Și iată câți oameni, câte milioane de oameni în momentul acesta au în casă și studiu îl fac prin descoperirea și lucrarea Dumnealui. Câtă binecuvântare. Da. Nu te auzim, Ciprian, eu nu te aud. Acum mă auziți? Da. Putem merge mai departe. Câteodată mai închid microfonul că e gălăgie aici la mine. Bun, mergem mai departe. O întrebare care vine de la Dan Boycourt. Frate Lazar, vreau să vă întreb, Israel va mai tolera Israelul? Ce părere aveți? N-am înțeles întrebarea. Israel va mai tolera ce? Dacă cât timp va mai tolera Israel Iranul? Ce părere aveți? Oh, ok. Nu știu exact, deci nu putem să dăm ani, că ne ferim de lucrul acesta, fiindcă nu este biblic să vorbim în termeni aceștia, dar o realitate este aceasta. Guvernul israelian urmărește prin Mossad și prin toate agențiile de care dispune zilnic evoluția lucrurilor din Iran și relațiile pe care Iranul le dezvoltă în aceste zile cu Turcia și cu Rusia. Am să vă răspund cu 2-3 argumente recente. Turcia a cerut Iranului ca să îi livreze Iranul mai multe drone pentru a fi folosite în războiul din Ucraina și pentru a-și dota armata. Și Iranul recent a oferit cele mai perfecționate drone, că au drone foarte, foarte specializate, bine, puse la punct. Au specialiști mari iranienii, dar nu numai atâta. Iranienii au promis Rusiei și deja au și început să transporte material, să construiască o fabrică în Rusia de fabricare a celor drone pe care rușii le cer. Iar rușii, asta s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni, iar rușii au promis Iranului că dacă le dă aceste drone și fac fabrica în Rusia, Rusia va intensifica ajutorul dezvoltării nucleare a Iranului. O afirmație de felul acesta imediat sare în atenția lui Benjamin Netanyahu și a serviciilor secrete evreiești, pentru că o armă nucleară în mâna Iranului este criminal. Sunt regimul iranian, nu iranieni în general, regimul iranian fiind un regim religios, 5 ayatollahi care formează Consiliul Suprem al Iranului, aceștia decid soarta Iranului, nu președintele Iranului. Președintele este o marionetă. Soarta este teocratic, islamic, hotărâtă de către acești 5 ayatollahi, Consiliul Suprem. O armă nucleară în mâna lor însemnează împlinirea doctrinei pe care o au.
Haideți să-l nimicim pe Israel de a mai fi o națiune, să-l aruncăm în mare, în Mediterană. Dar, din nefericire, după cuvântul Domnului, trebuie să spunem și să spun, lucrul acesta nu se va întâmpla. De aceea, Israel va grăbi să lovească Iranul. Și înainte să fie războiul lui Gog, Israel va lovi Iranul în ceea ce Ieremia numește conflictul dintre Israel și Elam. Ieremia 49, de la 35 la 39. Elamul i-a fost un regat în antichitate pe vremea lui Ezechiel și a lui Ieremia, care a fost încorporat în Imperiul Persan și a rămas în Imperiul Persan, formează la ora actuală porțiune de sud-vest a Iranului și acolo la Bushehr, care este aproape în Golful Persic, este baza iraniană cea mai dezvoltată pentru lansare de rachete de rază medie și de acțiune lungă, de asemenea, și de asemenea este baza cea mai avansată pentru îmbogățirea uraniului și pentru pregătirea armelor nucleare. Ori în Ieremia 49, dacă citiți cu atenție, Israel va lovi Bushehrul și spune că efectul acesta va fi de nuanță nucleară, pentru că spune se va răspândi în cele patru vânturi ale pământului și populația va fugi. Asta însemnează iradiere. Eu cred că un conflict pe natura aceasta va fi foarte curând, poate chiar în anul acesta. În această privință, Israelul a obținut câteva achiziționarea câtorva bombe americane, MOAB, Mother of All Bombs, deci cele mai puternice bombe create până la ora actuală, câte una are 30-50 de mii de pounds, o bombă din aceasta. Sunt bombe convenționale, ca să înțeleg. Non-atomice. Da. Non-atomice. Dar care, când lovesc, perforează foarte adânc. O MOAB bomb merge 200 de metri în pământ. Și bazele nucleare iraniene sunt sub pământ făcute, sub munți, în Bushehr. Și va trebui lovit cu 2-3 bombe într-un loc ca să ajungă acolo unde îmbogățesc uraniul. Lucrul acesta se va întâmpla foarte, foarte curând, dacă nu în anul acesta. Și eu cred că una din explicațiile pe care Ezechiel trebuie să le primească. Noi din Ezechiel spune că Domnul va pune cârlig în fălcile lui Gog. Poate cârligul acesta poate să fie tocmai această investiție rusească în sistemul nuclear iranian și faptul că Israelul va nimici această investiție, îl va înfuria pe rus, va fi ca un cârlig în fălcile lui ca să-l tragă pe munții lui Israel împreună cu Iranul, deci războiul lui Gog. Și din nou pentru ascultătorii noștri, nu-i neam cu mine, poate cu careva dintre nu știu unde. Și așa vor evolua condițiile profetice, istorice și militare în viitorul imediat apropiat. Aici suntem. Nu te aud, Ciprian. Iar ați închis. Acum, da. Mergem mai departe. Vine o întrebare pentru fratele Antonien, mai puțin să o găsesc, sau deja și dispărut. Bun. O întrebare care... A dispărut. Bine, sunt scurg mesajele ca o ploaie și abia mă țin să le văd. Vine o întrebare de la apologia nu reformată, deformată. Știați că există așa ceva? Apologie deformată? Da, este. Pe Facebook este apologia deformată. Bun, întrebarea vine, dar nu știu pentru cine, de la știți dacă Arianul vine din Iran? Iranul.
Păi, dacă erau, ei se numeau arieni, erau considerați arieni, iranienii de astăzi, da? Și erau considerați o populație foarte inteligentă, de aceea Hitler și-a propus să fie, și el, să fie și el un arian, un inteligent. Însă, iertați-mi expresia, a fost un bou. Da, să știți că, exact, să știți că, aș spune, leagănul civilizației considerat în istorie este în acest bazin al zonei Iran, Irak, Israel, toată pătura aceasta pe care o vedeți acolo, numită acum Orientul Mijlociu. Acolo a fost între Tigru și Eufrat, mai degrabă, da. Acolo. Așa, este, așa, da. Bun, mergem mai departe. O întrebare pentru fratele Florin. Este obligatorie spălarea picioarelor? Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc Domnului pentru slujirea dumneavoastră. Spălarea picioarelor în biserică. Fiți atenți ce vă spun. Vă spun de unde vine acest obicei. Eu cred că a mai fost răspunsă chiar de către fratele Lazar în întrebarea aceasta acum 3-4 emisiuni, dar am să vă spun de unde vine acest obicei. În cultura ebraică nu puteai intra în casa unui evreu fără să fi fost mai întâi de toate spălat pe picioare. Erau două rațiuni pentru aceasta, cultural vorbind. Pe de o parte însemna curăție. Acum să nu vă închipuiți cumva că evreii când intrau în casă intrau pe covoare persane. Nu era mare diferență cu ceea ce se găsea pe ulița satului și cu ceea ce se găsea în casă. Ei trăiau într-o formă mult sărăcăcioasă față de ceea ce avem noi astăzi. Pe de altă parte, când Domnul Iisus, pentru că El vorbea acolo, sunt ferm convins, i-a spus lui Moise, dă-ți încălțămințile din picioare jos, pentru că locul pe care stai este sfânt. Să nu credeți că Moise a intrat cumva și a stat pe un covor persan, sau să credeți că dacă și-a dat încălțămințile jos, dintr-o dată el era mai curat pe picioare. Ei pe vremurile acelea purtau niște sandale doar ca să se protejeze, să nu le intre spini sau terenul acesta de arid. Spălatul picioarelor în vremea respectivă era practic un mod prin care ei aduceau puțin confort, în sensul în care din fierbințeala vremii intrai și te răcoreai, iar apoi mai era un scop care ținea mai degrabă de un element cultural și de reprezentare a lumii. Dacă vă aduceți aminte, există o expresie în care Domnul Iisus Hristos spune să vă ridicați și să, da, vă scuturați praful. Pentru că vă aduceți aminte, de exemplu, de Shimei, când îl blestema pe David, el dădea cu pietre și arunca cu țărână, da? Scutura cu țărână. În cultura ebraică, praful sau țărâna reprezintă blestem, păcat, lucrurile acestea rele. Și ei se spălau pe picioare. Acum, când intrai în casa unui om, era considerat un act de politețe să fii spălat pe picioare ca să ți se dea confort, iar în același timp să nu aduci cumva cu tine, pentru cei mai superstițioși, lucrurile rele de afară. Problema era că nu puteai să te atingi de partea de jos a piciorului, laba piciorului, cum se numește, a bărbatului, pentru că era obișnuit în Israel ca acesta să fie reprezentat ca și argument legal de substituire sub autoritatea celui pe care îl atingeai pe picior. Ei, în momentul în care aveau vreo dispută legală, făceau schimb de papuci. Vă aduceți aminte de Boaz când a răscumpărat, ei au făcut un schimb de papuci. Biblia nu este foarte clară cu privire la aceste lucruri, dar ne aduce suficiente indicii. Însă dacă cercetați în cultura de specialitate și în folclorul sau etnologia poporului evreu, veți vedea că pantoful și laba piciorului erau considerate de către evreii bărbați fundația lor. Pe bună dreptate, că stai pe laba piciorului când stai sprijinit.
Și atunci nu aveai voie să te atingi de aceasta decât dacă te puneai sub autoritatea acelui bărbat. Vă dați seama că orice băiat sau bărbat nu se vindea celuilalt. Și atunci ei își puneau la intrarea în casă servitori, sclavi, și care erau ierarhizați în gospodărie pe mai multe niveluri. Cel mai înalt din ierarhie putea să devină chiar și moștenitor în casa unui evreu. Vă aduceți aminte de Eliezer din Damasc, pe care Avram l-a trimis ca să ia nevastă pentru Isaac. Da? Și dacă vă aduceți de asemenea aminte modul în care s-au petrecut lucrurile, coroborate cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, veți înțelege că nu oricine putea să se atingă de lava piciorului unui bărbat, pentru că se vindea lui. Și atunci îi puneau un sclav de cea mai joasă speță considerat, cumva servitorul tuturor servitorilor. Acum, în cultura aceea, Domnul Iisus Hristos se dezleagă, ați văzut că el ia un ștergar, s-a încins, s-a dezbrăcat de haina lui. E foarte interesant lucrul acesta. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că la momentul în care el a făcut acest aspect, Domnul Iisus Hristos era considerat rabin de către toți. Toți ziceau învățătorile, rabi. În cultura evreiască care era și atunci, un rabin avea o haină specifică pe care o purta pe el. Ea este reprezentată de niște ciucurași care atârnă. Întotdeauna ei atestă că acest om care stă în fața ta este rabin. El și-a dezbrăcat haina. Acum, încercați să înțelegeți ce vă spun, pentru că este o componentă tehnică care mai degrabă înțeleasă de evrei, dar ca să vedeți dinamica. S-a încins cu un ștergar și le-a spălat picioarele. Când l-a văzut Petru, el i-a zis: Doamne, Tu să faci mie lucrul acesta? Cu alte cuvinte, Petru a înțeles: nu, e o degradare, te degradezi în fața mea, nu se poate așa ceva. Eu ar trebui, pentru că eu sunt inferior ție și pot să-ți spăl eu picioarele, dar tu, din pătura de sus, tu rabinul, ți-ai dat jos haina de rabin, ești autoritatea noastră. Nu se poate. Vedeți voi, spălatul picioarelor, iubiții mei, noi îl putem face în orice biserică. Nu-i greșit. Absolut deloc. Și vă spun ca și baptist, nu-i greșit. Dar dacă nu înțelegeți ce se întâmplă acolo, spălatul picioarelor în viziunea Domnului Iisus a fost un semn al umilinței de sine, al dezbrăcării de sine, al renunțării la autoritate. El a mers până acolo încât s-a făcut servul tuturor. Acum, eu, pe de altă parte, eu nu știu cât de mult ne facem noi servi în cultura românească când îi spălăm pe ceilalți pe picioare. A nu se înțelege că e greșit. Eu vă recomand tuturor să o faceți, dar să faceți cum trebuie, în sensul în care să vă dezbrăcați de voi înșivă. Cel căruia îi spălați picioarele, cumva să-l considerați în mintea voastră ca fiind superiorul vostru, ca fiind cel în fața căruia vă faceți mic, mic sau mică de tot. Mă înțelegeți voi ce vă spun? Spălarea picioarelor, dacă o faceți doar prin imitație, o faceți să-mi fie cu iertare, nu vreau să vă supăr, dar cred că o faceți degeaba. În sensul în care acolo trebuie să fie o mostră a dezbrăcării de sine, a renunțării la mândrie, a unei smerenii copleșitoare, a adoptării atitudinii Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți voi? Am vrut așa mai pe larg să... Uite, încă un exemplu și apoi, dacă doctorul Lazar Gog are ceva să completeze, vă aduceți aminte de David. Multă lume crede că el a fost un om extraordinar de bun la suflet, că nu l-a țintuit în pământ pe Saul, acolo în peșteră. Și totuși, vă aduceți aminte că el, zice, i-a tăiat colțul hainei. S-a dus pe munte după aia și a zis: iată, împărate, ce am în mână. Păi, i-a luat toată onoarea. Colțul hainei pentru un evreu reprezintă autoritatea, așa cum la noi, la generali, își pun aici niște epoleți pe umăr. Practic a arătat la întreg poporul: ți-am luat autoritatea. Să-mi fie cu iertare dacă spre direct, dar l-a umilit în fața tuturor. A arătat: ia uite, eu ți-am luat, ești în mâna mea de aici înainte.
Femeia cu scurgere de sânge, vă aduceți aminte, s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Ea a cerut practic autoritatea lui să vină peste ea. Vă aduceți aminte de Boaz, da? Cum, ce a făcut Rut? I-a ridicat poala hainei, s-a atins de poala hainei lui. Mulți cred că acolo a fost o chestiune cu tentă intimă, sexuală. Iubiții mei, are mai mult decât atât. Dacă înțelegeți, cultura ebraică n-a avut nimic a face cu lucrul acesta. Ea pur și simplu a cerut autoritatea lui peste ea. E, cam atât am vrut să vă spun. Faceți-o cu toții, dar faceți-o în deplină înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, cu dezbrăcare de sine, cu smerenie, și să înțelegeți că și dacă aveți 10 titluri de doctor, docent, și celălalt are doar două clase, va trebui să vă smeriți în fața lui și să-l ridicați mai sus decât pe voi. Eu dacă îl văd pe un om din acesta și îl spăl pe picioare, va trebui să mă plec mai jos, pentru că așa ne vrea Domnul Iisus Hristos, să ne ridicăm unii pe alții în sus. Eu pe voi, voi pe mine, și uite așa nimeni nu cade. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă aveți ceva de completat, frate Lazar. Aduceți-vă aminte de învățătura lui Ioan Botezătorul, care a spus aceste lucruri. Înaintea lui, a lui Iisus Hristos, orice vale trebuie să fie înălțată și orice munte să se coboare. Spălarea picioarelor este tocmai locul unde cel mare se poate pleca la cel mic, ca să fie ridicat și să facă lucrul acesta. Dar pentru că tot avem emisiuni de felul acesta, putem să recomandăm ascultătorilor noștri resurse unde să învețe mai mult, dacă vor, pe lângă ceea ce aud aici. Vă recomand, luați legătura cu Institutul Teologic Pentecostal din București, abordați-l pe doctorul Nelu Brie, rectorul, și să cumpărați, cred că la institut este, doctorul Christopher Thomas. Christopher Thomas este un bun prieten al meu, coleg de catedră la institut, este un profesor american de teologie. Teza lui de doctorat este Spălarea picioarelor. O lucrare extraordinar de bună și foarte bine scrisă din toate punctele de vedere, teologic, cultural, mă rog, evreiesc, așa cum a explicat fratele Florin. Deci, cereți cartea aceasta. Cred că este tradusă în românești de către Institutul din București, pentru că era acolo, și puteți să aveți informații mai structurate, dacă vreți dovezi mai multe în această privință. Pentru că este bine, dacă vreți să cunoașteți mai mult, să vă completați cunoștința și cu suport extra emisiunea de astăzi. Pentru că noi nu putem acoperi toate lucrurile și toate întrebările dumneavoastră, nici nu putem intra în toate detaliile întrebării, pentru că ne-ar lua timp foarte mare. Așa că încet, încet trebuie să mergem spre încheiere, timpul este limitat, ne apropiem de 2 ore. Da, ne-am depășit puțin emisiunea de vină seara cu fratele Lazar, ne-am propus o oră jumate, dar astăzi, dat fiind faptul că a fost și fratele Florin, un pic ne-am întins. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că ați fost și în această seară cu noi, o seară minunată, plăcută, în care cu siguranță am avut multe de învățat și prin frații noștri invitați. Vă mulțumim mult. Vă mulțumim vouă, fraților, pentru timpul vostru acordat. Să știți că pentru noi este o onoare, o binecuvântare să putem să vă avem, pe lângă faptul că voi sunteți obligați, dar și înzestrați de Dumnezeu să vă păstoriți bisericile voastre locale, și totuși pe lângă ceea ce faceți în biserica locală unde le păstoriți, veniți și alături de noi în această comunitate frumoasă. Noi vă apreciem și vă mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, a comunității pe care noi aici o am creat-o. Și să știți că eu țin contact așa în fiecare zi cu ascultătorii, cam sunt, mai ales acum cu conferința, și să știți că aveți aprecieri și binecuvântări și abia așteaptă să vă întâlnească chiar la conferință cu o parte dintre frații noștri cu care ne vom întâlni chiar aici în Arad. Încet, încet mergem spre această temă. Conferința ne mai așteaptă de astăzi, în 2 săptămâni.
Mai avem 2 săptămâni. O să fim la Rad și chiar de vine seara începem, nu începem nimica, dar o să fim acolo la Biserica Harvest ca să dăm mapele și ecusoanele. Și frații păstori vor fi și acolo de la orele 18 la orele 20 în sala, în holul Bisericii Harvest. Noi vom fi acolo pentru 2 ore, între 18 și 20, ca să putem să ne cunoaștem, să vă dăm, pentru cei care sunteți deja cazați în Arad, care veți fi în Arad, să ne întâlnim cu dumneavoastră și sâmbătă dimineața la efectiv la ora 9 dimineața, în 25, să începem conferința. Pentru cei care v-ați înscris, să fiți mai repede, 8 fără să fiți acolo. Încă mai este timp, încă mai avem puține locuri. Dacă nu te-ai decis încă, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să fiți parte cu noi. Va fi ceva minunat, unic, o părtășie unică în România, aici în Arad. Intrați pe linkul voceacreștinilor.com la conferință. Vă rugăm să nu faceți plata participării dacă nu v-ați înscris. Măcar sunați-ne, măcar scrieți-ne un e-mail, că altfel nu știm. Ați făcut o plată și nu știm pentru ce. Și atunci vă rugăm să treceți și în prima fază înscrierea voastră la conferință și în a doua fază să și plătiți participarea. Încă o dată, dacă există persoane și care nu își permit să vină, scrieți-ne un e-mail, un număr, la număr de telefon ne sunați, doresc să particip, dar nu pot, poate pentru mine suma aceasta e un pic mai mare, scrieți-ne și noi facem loc și pentru dumneavoastră. Mai sunt locuri libere care sunt sponsorizate, donate de către tot frații noștri din comunitatea Vocea Creștinilor și este loc pentru toată lumea. Scrieți-ne, trimiteți-ne un e-mail și noi o să vă ajutăm. Dar tot și asta, dacă veniți, tot va trebui să vă înregistrați, sigur, fără plată, dar înregistrați-vă pe site-ul nostru Vocea Creștinilor. Dragi păstori, dacă aveți ceva de menționat pentru conferință, sunteți pregătiți să veniți la Arad? Sigur. Și invităm pe toți ascultătorii care au pe inimă să aibă părtășie, nu numai prin undele electronice. Vă așteptăm acolo la o întâlnire directă. Vrem să strângem o mână caldă și să bem și o cafea cu dumneavoastră pe lângă, în pauză, pe lângă lecțiile care le vom avea. Vă așteptăm cu mult, mult drag și încurajăm și comunitatea din Arad să se înscrie, mai ales că nu se va transmite direct și atunci e bine să aveți posibilitatea și să participați la evenimente direct, live. Exact, exact. Eu abia aștept, să știți, sunt foarte curios să văd acolo pe toți care ne onorează cu prezența și pe care îi onorăm. Abia aștept să-i văd și pe cei din Biserica Harvest acolo. Eu îi mai văd așa la televizor când mă mai uit așa la ei, dar acum abia aștept să-i văd acolo la conferință, să-i strâng în brațe realmente. Vă spun că o să fiți emoționați. Eu deja am emoții numai că vorbesc cu dânsi la telefon, cu ascultătorii noștri. Am emoții doar că vorbesc cu ele la telefon. Da, păi când o să ne vedem față în față. Așa că cu siguranță o să fie ceva minunat. Încă o dată, pentru cei care, de exemplu, nu o să participați sau veniți, sunteți din Arad, cel puțin fratele Florin Antonie va predica în Biserica Harvest de la orele 9 la 11, 9 la 10 jumate și de la 11 jumate la 1 va fi program normal în Biserica Harvest, în Arad, duminica 26. Iar fratele Lazar Gov va fi în Biserica Eclesia din Arad, Biserica Pentecostală Eclesia, tot 2 programe identice, de la 9 la 10 jumate și de la 11 jumate la 1. Știi cum facem? Frate Lazar, dumneavoastră, ce aveți dumneavoastră la 9 jumate îi țineți acolo și mi-i trimiteți mie la 11 și am eu la 9 jumate, vi-i trimit dumneavoastră la 11. Amen, yes. Orice caz, eu o să țin 2 predici diferite, că nu așa mi-este obiceiul. Cel puțin programul de la Harvest, a Bisericii Harvest de duminica dimineața, o să-l transmitem în direct de la ora 9 dimineața. O să negociez și cu frații de la Eclesia să transmitem și de la ei de la 11. Amin, ok.
Să vedem, discutăm. Așa că sâmbătă dimineața, prima sesiune mare până la 12:30, după masă de la orele 16 la 19:30 și duminica după masa 16:19. Un timp binecuvântat. Fiți binecuvântați, dragilor, frate Florin, o scurtă rugăciune de încheiere, ca Dumnezeu să în continuare să ne protejeze, să protejeze această lucrare care stă în față, Vocea Creștinilor, această conferință, ca Dumnezeu să lucreze în noi acolo. Tată, îți mulțumesc pentru că Tu ne iubești. Da, Doamne. Și ne-ai chemat ca să fim copii, să fim fii și fiice, prinții și prințesele Tale. Îți mulțumesc pentru fratele Lazar Gog și pentru această viață întreagă de sacrificiu pe care a pus-o la picioarele Tale. Binecuvântează-l și dă-i putere în continuare. Binecuvântează-i familia, binecuvântează-i soția, copiii și nepoții. Și, Doamne, ține-l la fel de tare și de viguros pe calea Ta. Îți mulțumesc pentru Ciprian. Îți mulțumesc pentru că Tu ne-ai ascultat rugăciunile și ne-ai trecut cu bine peste acest hop în care iată că cel rău vrusese să pună o frână și a capturat pentru o vreme vocea creștinilor, dar Tu ne-ai dat-o înapoi. Îți mulțumim că ne-ai repus în această postură, Doamne, mai repede decât ar fi anticipat orice om. Îți mulțumesc pentru Ciprian și pentru dedicarea lui, pentru familia lui, binecuvântează-l. Și acum, Doamne, îți mulțumesc pentru toți ascultătorii noștri. Poate că printre ei sunt oameni care suferă, care au o neputință în trupul lor sau în sufletul lor, în cugetul lor. Doamne, Tu cunoști fiecare moleculă în parte. Le-ai dat numele. Tu cunoști sufletul fiecăruia. Binecuvântează-i Tu, Doamne. Încă o dată, dacă este după voia Ta, pentru că voința Ta, Doamne, a fost întotdeauna ca să ne aduci alinare, iertare de păcate și însănătoșire nouă păcătoșilor care nu merităm. Doamne, mai fă o dată această lucrare pentru noi. Binecuvântează-i Tu cu sănătate pe cei suferinți. Binecuvântează-i Tu cu bucurie în suflet pe cei care sunt întristați sau stresați, anxioși sau depresivi. Binecuvântează, Doamne, pe toți aceia care sunt în nevoie. Binecuvântează, Doamne, pe aceia care sunt în bucurie și în veselie. Da, și Doamne, Iisus. Îți mulțumesc pentru ce faci pentru noi. Punem înaintea Ta și conferința din 24-25. Amin, Doamne. Punem înaintea Ta nu doar conferința, ci și apoi programele pe care le vom avea la Harvest și la Ecclesia. Doamne, și, Doamne, te rog ca de pe acum să binecuvântezi pe fratele Baruch Corman. Da, Doamne. Love Israel România. Binecuvântează-i, Doamne, cu cuvânt pentru conferința din 14 mai. Binecuvântează-i pe Amir Țarfati și pe Behold Israel România. Binecuvântează-mă, Doamne, și pe mine și pe Genesis împreună cu mine. Amin, Doamne. Această întâlnire pe care o vom avea atunci, să sărbătorim împreună 75 de ani de când a reînceput ceea ce Tu ai povestit acum 2000 de ani pe muntele acela frumos al măslinilor, acolo unde vei reveni să te întâlnești cu noi și acolo unde, Doamne, ne vei aduce aminte că Tu ne-ai spus și iată că s-a împlinit. Ne încredințăm în mâna Ta, mulțumim. Amin. Amin. Stimați ascultători, ne luăm rămas bun. Mâine seară ne o să fim din nou în direct în emisiune la orele 20 cu fratele pastor Tony Berbece. Evenimentul care va avea loc de Paști pe 15 aprilie în București, pe Arena Națională, un eveniment evanghelistic. Praise the Lord! Discutăm ce va fi acolo. Am fost invitat să fim cu ei parte cu Biserica Profides. De asemenea va fi și Alfa Omega TV. Noi, Vocea Creștinilor și Alfa Omega TV vor transmite în direct de la evenimentul care va avea loc în București. Așa că mâine seară discutăm despre acest eveniment. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi! Amin! Emisiunea Vocea Creștinilor Live. Locul unde se face auzită vocea ta. Prezintă dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultimă oră din România și întreaga lume. Website voceacreștinilor.com.
informații utile din lumea creștină. Vocea creștinilor. Emisiunea Vocea creștinilor live. Locul unde se face auzită vocea ta, prezintă